Am astăzi pentru voi un alt model de motofereastrău pe benzină de la Evotool, și anume modelul CS550, un motofereastrău de 3 cai putere. După cum v-am obișnuit deja, haideți să îl desfacem, vedem cum se asamblează, după care facem și câteva teste cu el. O să vină livrat în această cutie, am tăiat doar scociul ca să nu pierd timpul și hai să vedem ce avem aici în interior. Este cumva similar cu celelalte, doar că acesta este cumva mai puternic, să zicem, cu un raport cilindree-putere mai bun. În pachet avem apărătoarea pentru lamă, avem sticla de amestec obișnuită pe care o primim în majoritatea pachetelor, văd aici o protecție suplimentară din carton. Aici motofereastrăul, bineînțeles lama, manualul de utilizare, lanțul și cheile. Haideți să scoatem motofereastrăul din această folie și să ne uităm puțin mai îndeaproape la el. Îl întoarcem așa pe toate părțile, facem o mică analiză. La capitolul specificații tehnice stă destul de bine, motor de 54,5 cm3. Ce dezvoltă o putere maximă de 3 cai putere. Arată destul de bine, văd aici un acces facil către filtrul de aer. Este cu clemă rapidă și un filtru ceva mai diferit, nu este filtrul din plastic, este filtrul dintr-o pânză așa, putem să-i spunem, și aici cu șurub rapid, acces facil către bujie. Deci acesta nu se poate spăla cu apă, o să-l suflăm doar cu aer. Este recomandat ca din 10 în 15 ore de funcționare, din 10 în 10 ore de funcționare, să-l verificăm și să-l curățăm la nevoie. Bineînțeles că o să ne ocupăm și de montajul lamei, lanțului, și să-l punem în funcție. Văd că aici avem frâna, o deblocăm pentru început, după care desfacem șuruburile ce fixează carcasa. Dar înainte de asta va trebui să scoatem și cheia de bujii din această pungă. Tot în set primim și o pilă pentru a ascuțit lanțul în acest set. Desfacem șuruburile. Deja văd un lucru puțin diferit la acest model față de celelalte, și anume faptul că întinderea lanțului se face de pe capac, deci este un acces mai facil, să zicem. Se întinde lanțul mult mai ușor decât la celelalte modele. Scoatem capacul afară, după care introducem lama, care are o lungime de 400 de mm, este safety guard și o lamă cu low kickback, asta înseamnă că în cazul unui recul ea o să protejeze cumva utilizatorul. Introducem lama aici. În pachet avem lanțul, care are un pas 0325, model 325-05866E. Vine în această pungă destul de tare, care se și închide, deci dacă o să montăm alt lanț, o putem face foarte ușor. Găsim sensul de tăiere, nu știu dacă puteți observa voi, dinții sunt foarte, foarte agresiv ascuțiți. Sunt curios dacă nu o să se blocheze cumva în lemn. Introducem după oala ambreiajului, avem grijă să calce chiar aici bine pe sprochet. După care în partea din față pe steluță îl introducem prin canale să calce foarte bine. Bun, ceva de genul acesta. Luăm capacul, îl punem pe poziție și trebuie să avem grijă ca șurubul ce întinde lanțul să intre în acest orificiu. În cazul de față este mult mai în față, așadar o să-l deșurubez puțin. Având acest sistem în partea de sus, este mult mai ușor să lucrăm cu el chiar la fața locului. Rotesc spre stânga în acest moment până o să cadă în acel orificiu, exact ceva de genul acesta. După care cele două piulițe le strângem foarte ușor, pentru că va trebui să și întindem lanțul. Așa. După cum vedem, lanțul este foarte larg, dar având șurubul aici, putem să îl întindem ceva mai ușor. Trebuie să verificăm să se vadă 3 zale, încă mai poate fi puțin strâns, 3 sau 4 zale. După care, bineînțeles, după o scurtă utilizare, el o să se întindă și va trebui să facem această operațiune din nou. Un lucru important pe care eu am uitat să-l fac este să monta și gheara. Acum nu o să mai scot afară pentru că o să facem doar un demo de test. Lama, de fapt gheara, se montează aici în partea din față cu cele două șuruburi pe care le primim în pachet. Am sărit peste ea, așa cum nu o să mai desfac. Se montează aici, dar putem lucra și fără ea. Este mult mai bine cu acea gheară și cam așa arată cu lama de 40 de cm montată. În partea stângă demarorul, care este unul rapid,
practic are un arc în interior și cumva reduce forța pe care trebuie să o aplicăm noi. Rezervoarele de benzină, partea din spate cu indicator transparent aici pentru nivelul de benzină, 550 de ml, iar pentru ulei 160 de ml, uleiul pentru ungerea lanțului. Fiind un motor în doi timpi, categoric va trebui să facem și un amestec de benzină cu ulei. Am aici uleiul pentru motoare în doi timpi de la Evo Tools, am făcut un amestec conform producătorului, se folosesc 40 de ml de ulei la 1 litru de benzină. În partea din față, pe mânerul frontal, putem observa că este complet îmbrăcat în cauciuc ca să adere bine la palmă, distanța dintre mâner și frână suficient de mare încât să poată fi acționată cât mai ușor, totodată și maneta de la frâna de mână este destul de mare, o să o și testăm să vedem cum funcționează. În partea din spate, comenzile, mânerul cu ceva silicon pe el, accelerația, butonul de start, stop și bineînțeles șocul. Tragem de el până rămâne în această poziție, iar la o scurtă accelerare el se retrage și o să fie în poziția de funcționare. Aici avem rezervorul pentru benzină, o să introduc puțină benzină, gata amestecată, iar aici, în partea din față, o să introducem ulei pentru ungerea lanțului. Un aspect de reținut aici este și faptul că drujba sau motoferăstrăul este dotat cu o pompă automată de ungere a lanțului, cu o pompă automată de ulei, ce se poate regla din partea din spate, vă arăt într-o secundă. Așadar, nu va trebui să faceți mare lucru legat de acest aspect, pentru că lanțul o să fie în permanență uns, iar dacă observați că nu este foarte bine uns, din acest șurub se poate face reglajul, după cum puteți observa, mai puțin la dreapta, mai mult la stânga. Bun, am alimentat, haideți să facem și o pornire, butonul este în poziția de start, tragem de câteva ori până dă primul semn că ar porni. A dat primul semn, accelerăm o singură dată și mai tragem de câteva ori. Am oprit-o puțin ca să ne putem auzi. Aici am o bucată de lemn de brad, iar aici o bucată de lemn de mesteacăn, unde o să-i fac câteva teste. De reținut faptul că nu este bine să o forțați chiar din prima, după cum ați văzut și eu am lăsat-o puțin la relanti. Pentru început este bine să o folosiți într-o sarcină ușoară, dar nu neapărat menajat motoferăstrăul. Îl folosiți normal, dar să nu tăiați pe o durată mai îndelungată de timp. Spre exemplu, bușteni foarte, foarte groși, cum am eu aici, zic că este suficient pentru rodaj sau chiar și mai subțire decât ce am eu aici. Așadar, haide să vedem cum se descurcă și la lucru. Îi mai fac încă o pornire din picioare de data asta. Odată, vă ziceam când am montat lanțul că este destul de agresiv, puteți vedea și voi că rupe foarte tare lemnul, deci nu mi s-a părut, chiar este un lanț foarte agresiv. Hai să facem câteva tăieri așa ușoare până își dă drumul, după care o forțăm puțin.
foarte bine merge. Zic eu că pentru gospodărie este mai mult decât suficient un astfel de model, care este și la un preț destul de accesibil, dar pentru mai multe informații o să vă las în descrierea acestui clip un link către honest.ro unde puteți afla mai multe informații despre ea, dar și un număr de telefon a celor de la Honest în cazul în care nu vă descurcați cu garanția sau punerea ei în funcțiune. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați de like, share și să vă abonați la acest canal pentru că este gratuit. Eu sunt David și până data viitoare, vă salut!